Hei, salut, prieten! Am ajuns după 5 ore dormit azi noapte la Baxter aici. Hai să vedem cum se mișcă Fabia. Facem teste în spatele mașinii de poliție. E amuzant. Peste 3000, dar să știi că cam așa era și înainte. Mașina este gata, merge senzațional pentru greutatea ei. Ați văzut pe dyno a scos 202 cai și 433 Nm. Eu sunt foarte mulțumit de rezultat. Mașina merge și se aude extraordinar. După cum puteți vedea, este a doua zi pentru că aseară am terminat foarte târziu și n-am mai putut să filmez mare lucru. Așa că o să încerc acum să vă arăt cum trage mașina. O să facem un mic car vlog, dar afară a nins aseară, este oarecum uscat pe jos, mă rog, uscat. Nu e uscat, e ud, dar măcar nu e zăpadă. Mașina alunecă foarte rău cu suspensia asta. Încă o chestie pe care vreau să vă spun, voi schimba suspensia cât de curând. M-au întrebat foarte mulți dacă frâne nu trebuie. Nu trebuie, sunt binevenite, dar nu trebuie. Greutatea mașinii este aceeași, aceeași masă o ai de oprit. Ba mai mult, cu o suspensie bună și cu cauciucuri bune, dacă nu mergi cu mașina pe circuit ca să încălzești frânele, să nu mai fie eficiente, să nu mai frâneze, pe stradă este arhisuficient. Probabil că voi schimba și frânele în viitor, dar momentan frânele ei rămân ale ei. Bun, hai să vedem cum merge, să vedem ce reușesc să vă arăt. Tocmai ce am fost și eu la bancă, am avut de completat, semnat iarăși o grămadă de hârtii. Foarte multă birocrație în țara asta, dar na, aia este. Hai să vedem dacă reușesc pe uscatul ăsta, pe, doamne, uscat, auzi, mi-aș dori să fie uscat. Carosabil ăsta, dacă reușesc să fac ceva, să vă arăt ceva. Problema pe care am descoperit-o, mă rog, Baxter a reușit să facă un soft foarte bun
și mașina trage de pe la 2300-2500, intră turbina, dar nu reușește foarte, foarte bine să lege treptele, adică în momentul în care schimbi, nu mai este în full boost, deci trebuie să aștepți iarăși turbina foarte mare și din cauza asta. În care se va mai usca pe jos și voi reuși să-i pun și suspensie nouă, va trage mult, mult, mult mai bine. Nu știu cât se aude prin GoPro cum sună mașina, dar sună super, super tare. Și în momentul în care intră turbina și schimbă sunetul total. Să încerc să merg spre autostradă încolo ca să vă arăt un pic cum trage și apoi bineînțeles că o să tot vedeți mașina și oricum o să mai refacem vlogul ăsta cu impresii despre cum se simte mașina în momentul în care se va mai usca pe jos. Să sperăm că vine primăvară odată, că nu mai pot de iarnă. Ia uite ce puțit ăsta. M-a mai întrebat cineva de consum, de fapt m-a întrebat mai mult de consum. Consumul, din ce mi-am dat eu seama până acum, este mai mic cu vreo 2-3 litri la sută la același stil de mers. Acum mi-am dat numai blană și am consumat 17, dar am mers normal, nu încet, și mașina consumă acum undeva la 7-7 și un pic. Deci consumă mai puțin ca înainte. Înainte consuma destul de mult în București. Acum avem 7 grade în admisie. Dar bine, sunt și 0 afară. Cu torc pot să măsor și 0-100, dar n-are sens 0-100 acum pe condițiile astea. Oricum se comportă relativ decent suspensia asta pe care o are mașina pentru ce am făcut eu ei. Face gălăgie și scandal mare. Să punem Waze-ul aici, că e mai util. Și apropo de viteza maximă, după stage 1, viteza maximă nu a crescut mai deloc. Mai deloc, nu a crescut deloc. Dar acum, pentru că limita mașinii ca și turația a crescut, a crescut și viteza maximă. Dacă ați văzut pe dyno, prinde 190 în A4 acum. Uite cum cade de pe fraierul ăsta, pentru că nu s-a sinchisit să-și dea zăpada de pe camion. Și chiar e amendă pentru așa ceva. Repede ajunge la viteză acum. Hai de capul meu. Mamă, înainte după 120 era moartă. Ce diferență face turbina asta, incredibil. Ia să o luăm mai de jos. Știu că e pantă, dar am luat piciorul. E incredibil cum trage. E
E prima oară când o duc atât de atât de sus în viteză cu noile upgrade-uri. Să încerc să fac o plecare, să vedem în cât prin timp reușesc să prind suta așa pe carosabilul ăsta. Mamă, nu pot să plec nici măcar ușurel. Nicio șansă să fac zero asta acum. Nicio șansă. Alunecă chiar și a treia, dar păi a întâia și a doua. Ia să mă încerc o dată. Ușurel acum de tot. Oficial, Fabia e cea mai distractivă mașină pe care o am. Să vedem Skoda asta din stânga. Deci cum am mers astăzi, de când am pornit până acum, numai blan aproape, 11.7. Așa consum, la așa putere, e super, super tare. Și cam asta a fost tot ce am putut să vă arăt pe vremea care este afară. Este din ce în ce mai nașpa, am înțeles că vin vreo 3 săptămâni de iarnă ciclonică, ceva furtuni, habar n-am exact. Am făcut câteva încercări de 0-100, minim ce a scos, ați văzut mai devreme, a fost 7.24, ceea ce este super, super tare la cât a alunecat și intra în tăia, și în a doua, și în a treia. Cred că voi putea să scot cu 5 în față până la 100 în momentul în care pun suspensie, cauciucul de vară și când va fi uscat pe jos. Vom vedea. Eu așa simt mașina că poate mult mai mult. Și la fel cred că este mai rapidă ca BMW-ul chiar și în condițiile astea, chiar și pe vremea asta. Dar vom vedea. Dacă va fi mai rapidă decât BMW-ul, asta înseamnă că va trebui să fac iar BMW-ul mai puternic ca Fabia. Și tot așa. Ce? Va fi mai rapid decât BMW-ul, dar nu mai rapid decât Volvo. Clar, Volvo e Volvo, da. Volvo e... Volvo face. N-ai cu ce să-l iei. Nu. N-ai cu ce? Nici cu avion. N-ai. Sper că v-a plăcut proiectul ăsta. Dacă vreți detalii, aveți în descriere atât de unde mi-am luat turbina, cât și unde mi-am făcut mașina și softul și absolut tot, adică la Baser Garage. S-a mișcat extraordinar de repede, mașina a fost gata în 2 zile, era în a treia zi, au mai durat o oră și un pic să facem softul și să-i facem dino și să îmi dea cheile să mă duc eu acasă. Deci s-a mișcat extraordinar de repede. Nu vreau să spun cum a lucrat, eu sunt mulțumit, dar vedeți în ultimele 2 videouri exact cum a lucrat. Eu sunt foarte mulțumit și de calitatea lucrării și de soft și de cum trage mașina, e foarte, foarte tare. Turbina e capabilă de mult mai multe, poate la primăvară-vară va veni și un alt motor care e mai potent. Mă aude Ana și mă bate, deci cam atât. Dar mai motoare. În momentul în care va apărea video-ul ăsta, noi vom fi deja la Muntele Mic. Am găsit o cabană extraordinar de mișto, dar o să vi-o arătăm în vlogul de mâine, când vom filma și drumul și exact ce este acolo. Dar pot să vă spun că este super Instagram-friendly. Abia așteaptă de când a văzut, de când a pus ochii pe ea, abia așteaptă să ajungă acolo să facem niște story-uri mișto și ne poze mișto. Plus că vom pleca cu Range-ul la munte, pentru că este cel mai capabil în genul ăsta de vreme. Și vom fi deja la Muntele Mic, unde sâmbătă pe 24 februarie facem un mini fan meeting. Cine este pe acolo sau cine este din zonă, dacă vrea să vină, voi fi pe pârtie acolo. Căzând? Nu cred. Puteți să veniți să o vedeți pe Ana căzând. Ana cu fund în zăpadă. Nu. Sau cu nas în zăpadă, sau și cu una și cu alta. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să abonați dacă n-ați făcut deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa.